În urma tragii la Sors, BC Mureș va juca în semifinalele Cupei României la basket masculin împotriva echipei din Sibiu. În cealaltă semifinală se vor întâlni formația gazdă bcm Meu Pitești și învingătoarea duble dintre CSU Ploiești și BC Timișoara. Final forul Cupei va fi organizat la Pitești în 2-3 aprilie. BC Mureș s-a mai calificat o singură dată în semifinale în sezonul 2010-2011, când turneul final a fost organizat la Târgu Mureș. Tigrii au pierdut atât semifinala cât și finala mică și au încheiat pe locul 4. De precizat că Tigri se vor deplasa în această săptămână la Cluj, unde vor disputa meciul în împotriva ultimei clasate, Universitatea. Partida din cadrul etapei a 19-a din Liga Națională de Basket Masculin se va desfășura joi, 12 februarie, de la ora 19, în sala Horia Demian.